Salut, guys, bine v-am găsit la un nou vlog. Avem aici mașina lui Narghi, Timișoara 60 BMW, o mașină pe care cu toți o știți de pe TikTok, Instagram, Facebook, YouTube și așa mai departe. Narghi a venit din nou la noi pentru a remedia niște mici probleme la turbine, pentru a înlocui două electrovalve și a pune un filtru de aer sport și pentru a merge mașina la soft și la un dyno, la prietenii noștri de la Cluj. Avem aici mașina lui Narghi, o să vedeți cum o să lucrăm la ea, dar până atunci hai să vă arăt ce îi facem mai exact la mașină. La mașină trebuia să-i vopsim și să-i montăm un difuzor custom pe spate. Cum bine ați văzut și voi, noi și vopsim și ne ocupăm de partea asta cu caroseria. Acesta este difuzorul pe care Narghi l-a primit. Vă fac așa la cameră, să vă dați și voi un pic cu părerea cam ce piesă a primit să pună pe mașina ei, da? Sper că vedeți detaliile cum vi le arăt eu acum, cam cum i-a făcut difuzorul. Ia uitați. E, din punctul meu de vedere, difuzorul ăsta nu l-aș pune nici gratuit la cineva, nici dacă mi l-ar da gratis. Dar asta este altă temă. Să știți și voi cam ce cumpărați de pe România, da? Bun, după care avem aici un cheder la ușă pe care vrem să-l înlocuim, pentru că al lui Narghi are un mic defect, are un cauciuc aici un pic rupt și vrem ca mașina să fie impecabilă. Avem două electrovarve, două convertoare de presiune Pirburg, practic ce vine pe original la mașină, și un filtru de aer K&N Performance pentru turbinele ei de la 535 ca mașina să tragă Big Blunt. Stay tuned și uitați-ne cum o facem. Big up! Am dat prima electrovalvă jos și acum vreau să vă arăt exact ce conține electrovalva asta, ce se strică în ele. În primul rând, ele au un filtru de aer aici. Acum o să sacrific electrovalva asta, oricum nu mi-o trebuie la nimic. Să vedeți ce se întâmplă cu ele. Am un filtru de aer. Filtrul ăla de aer mai creează flow ăla suficient de vacuum ca să lucreze turbinele în parametri. Mulți dintre voi, poate care aveți 535, le-ați mai desfăcut, le-ați mai curățat sau poate nici n-ați umblat, poate nici nu știți de ce nu vă trage. Astea sunt unele dintre problemele pe care le aveți în turație mică. Știți că atunci când nu trage în turație mică, toată lumea e supărată că s-a stricat turbina, că s-a stricat. Una dintre temele astea este asta. Aici este un filtru de aer și asta e electrovalva, da? Aici lucrează ea și asta e filtru de aer înăuntru în ea, da? Foarte, foarte important. Asta o puteți și curăța, bine, eu nu vă sfătuiesc. O montați înapoi, o spălați cu spray de frână, dar eu nu fac lucrurile așa. Eu le înlocuiesc pentru a avea siguranță că lucrarea este efectuată 100%, da? Avem aici și capacul ăsta. Să vedeți și ce conține în capac. Pâsla aia, filtrul ăla de aer, aici. Asta e ca o hârtie din aia de cam asta, băieți. Hai să montăm ce avem de montat nou și să facem treaba cum trebuie. Wow, guys, ați văzut cum am făcut la Narghi, cum am schimbat electrovalvele, am făcut tot ce trebuie. Trecem un pic cu cârpa peste motor, da, ca să nu rămână prăfuit, să nu rămână urme de folosință pe el, să se vadă că s-a lucrat la el. O să punem calculatorul, o să resetăm erorile și după aia o să ne vedem direct pe drum înspre Cluj la băieții de la B-Pro. Să vedem cât are. În momentul de față are ceva soft făcut, nu? M-am zis să fac evacuarea și el a zis să fac o surpriză. A pus un soft, nu știu ce soft, că îmi taie gazul la mașină. Acum, uite, am venit de la Deva până aici. A mers altfel mașina, schimbând electrovalvele și alea. Da, încarcă mai bine turbina. Dar nu-mi place că se întinde foarte mult când plec de la semafor.
și după aia o ia. De multe ori o pun pe sport să plec și eu un pic mai la puterea ei. Da, da. Dar acum nu se mai întinde așa mult, nu-i mai lagul ăla. Nu știu mai bine, să faci așa un pic mai din scurt, nu știu cum să zic, da, să prindă mai de jos. Da. Atunci măsurăm mașina așa cum e, vedem exact ce putere face, după aia pune soft de fabrică, nu știu, să vedem cu softul. El a plecat, băiatul ăsta de la ce mi-a făcut evacuarea, a plecat de la 286 cât are motor. Dezvolta 317 cai și 710 N, dar de la 3500 de ture puterea scade foarte tare, de la picul de 317 cai scade până undeva sub 280 de cai. Pe urmă am pus softul de fabrică cu care mașina a dezvoltat 258 de cai și 561 de N, iar momentan cu softul intermediar, făcut de noi, mașina dezvoltă 341 de cai și 717 N și nu mai dezvoltă acel drop de putere de la 3500 de ture, ci urcă în continuare până la 4000 de ture. În schimb, este variantă intermediară de soft, deoarece mașina are debimetrul defect, iar în setarea intermediară am făcut softul fără debimetru, muffless, și momentan, ca să nu
dea mașina fum. Ne-am oprit aici la 341 de cai. Are potențial de mai mult, dar va trebui un deprimetr nou și vedem pe urmă ce putem face. Frumos, o putem duce la 400 de cai. Safe, așa frumos. Trebuie să o punem pe poziție. Schimbăm toate elementele de aerodinamică la Timișoara 60 Bânudul, adică la Narghi. Acum facem un unboxing cu ele, o să dăm polele astea jos și o să le întindem pe jos să vedem exact ce ne-a venit pentru hashtag Narghilea. Biga! Ce faceți, băi, băi, neboala copiilor, e, e, boala copiilor. Stai că nu m-am putut concentra, măi, boala copiilor, e. Ce faceți, băi? Yo, salut și bine v-am găsit la vlogul lui Narghi, Narghilea sau Timișoara 60 BMB. În momentul de față, Narghi are montată pe mașină niște accesorii vechi, învechite, da? Niște lipuri la praguri, lip bară față și un difuzor de bară spate simplu. Ce o să facem noi acum? Noi acum o să reactualizăm mașina lui Narghi și o să-i punem lipuri noi, bară față, praguri și bară spate. Stay tuned să vedeți cum o facem. Viga! Hei, alo! Dar nu se crapă, așa face fibra. Nu mă certa! Scria no rules, dar acum Alex o să scrie, nu e corect. Nu-i corect? Nu e corect. Scrisul? Da. Nu-i corect. Nu-i corect. Ne reactualizăm mașina. O bucată de mastic aici în tubulară, am pus șurubul, da, ca să stea șurubul în tubulară, să nu pice, vezi? Pentru că filetantele astea sunt urâte capetele ele. După care, acum cu o mână pot să-mi centrez pragul unde vreau eu și cu o mână să dau gaura să-l fixez, corect? Acesta a fost vlogul cu mașina Narghitei sau Narghilea, narghi.lea pe Instagram. Aveți aici E60-ul modificat din bară în bară, cum ar spune băieții, sau cap-coadă. Ați văzut că i-am făcut electrovalve la turbine, i-am făcut soft, am pus-o pe dyno mașina, am schimbat filtrul de aer. După care mașina a primit o îmbunătățire la pachetul aerodinamic. Acesta a fost înlocuit deoarece cel vechi a fost deja uzat din cauze naturale, pietre, spălătorii și așa mai departe. Sper că v-a plăcut și vlogul de astăzi și toate vlogurile noastre. Vă mulțumim foarte mult pentru like-uri, share-uri, subscribe-uri și tot ce ne-ați dat până acum și pentru susținere. Eu sunt Alex, aka hashtag Brocoding, și vă las cu un cinematic marca Alexandru Domnariu. Big up!